Cuvântul magic pentru RAC, când ai vorbit despre gemeni, acela este bani. Din nou vorbim despre bani, din nou vorbim despre resurse, din nou vorbim despre realizare materială, care este tema de ansamblu acestei veri, de fapt, pentru nativii RAC, iar luna plină din 15 august le luminează casa relațiilor. Legătura este foarte simplă, racii fac bani, au realizări, au parte de succes într-un anume domeniu al vieții prin ceilalți. Este vorba despre implicarea activă a oamenilor în viața racilor, racii depind de alții, au nevoie de ei, dar chiar pot să conteze într-un mod cât se poate de autentic. Este un toi al verii în care nativii RAC au parte de soluționări, de rezolvări, unele chiar miraculoase, spectaculoase, neașteptate chiar, dar prin intervenția partenerului, soțului, soției, unui asociat, a unui colaborator. Ceilalți îi susțin pe raci în proiectele lor, este ca și cum astrele îi favorizează și urcă puțin pe un norișor, de aici și o nevoie a lor de a păstra o linie de luciditate, pentru că foarte mulți raci în această perioadă este posibil ori să fie nerecunoscători, ori să fie nemulțumiți, ori să primească ceva din partea vieții și ei să susțină că și-ar fi dorit cu totul altceva. De aceea, racii, e foarte important să fie conștienți că ceea ce vine acum în viața lor este un mare dar. Nemulțumirea sau lipsa de recunoștință vor fi drastic taxate. Există acea vorbă strămoșească ce spune că un cal de dar nu se caută la dinți, cam asupra acestui moto trebuie să se concentreze racii săptămâna aceasta. Este o perioadă în care viața racilor intră într-o rutină, dar depinde de ei cum gestionează ceea ce primesc. Ei trebuie să fie conștienți că sunt puși în fața unui fapt împlinit și că ceea ce le vine acum, în forma în care le vine, este și bun pentru ei. Destul de combativi nativi RAC în această perioadă, sunt lucruri în care chiar trebuie să apere ceva, să-și susțină un punct de vedere, dar îi sfătuim să fie corecți în ceea ce au de apărat. Este o perioadă care vine cu propuneri interesante pe zona cheltuielilor, care va solicita din plin, s-ar putea să facă achiziții destul de, să spunem așa, bune, să se implice și să-i definească partea aceasta în perioada imediat următoare, lucruri care se rezolvă prin propria lor corectitudine. Această axă 2-8 este foarte puternică prin prisma lunii pline. Ei vor fi destul de interesați de loialitatea partenerilor de afaceri, de modul în care aceștia aleg să-i servească și-ar dori, au foarte multă energie fizică în această perioadă, ei și-ar dori un soi de prosperitate financiară care să vină la pachet și cu fidelitatea partenerilor de afaceri. Deci ambele... Cu exclusivitate. O exclusivitate, exact, sunt foarte pretențioși. Există condiții propice plasărilor de fonduri, investițiilor, afacerilor foarte bune ca perspectivă, dar într-adevăr trebuie să fie foarte bine determinați, foarte motivați și foarte constructivi. Să mergem mai departe să vedem nativilor leu ce surprize le mai poate oferi săptămâna următoare. Iată că există o înlănțuire în